Guvernul a decis noile condiții în care România acceptă importuri de cereale din Ucraina. Mai exact, de acum, importurile de grâu, porumb, floarea soarelui și soia vor fi permise numai în baza unui acord de punere pe piață eliberat de Ministerul Agriculturii și doar pentru fermierii și procesatorii care demonstrează că au nevoie de aceste cantități pentru completarea stocurilor. Despre această ordonanță de urgență și despre noile condiții în care România acceptă importuri de cereale din Ucraina, discutăm cu fermierul Ștefan Muscă. Domnule Muscă, bună ziua! Da, ascult. Care va fi impactul acestor noi modificări, domnule Muscă, în piață? Stimată doamnă, chiar în această secundă am fermieri din județele țării. În Ministerul Agriculturii am ieșit ca să stau de vorbă cu dumneavoastră. Problema asta o dezbatem, pentru că s-a spus că portul Constanța s-a eliberat și că nu este marfă suficientă la această oră. Noi am fermieri aici care au 9.000 de hectare, 10.000 de hectare care sunt în sală, în care toată marfa o are pe stoc. Problema noastră este că noi nu ne permitem să vindem la prețul pe care vine în Ucraina, pentru că acolo și situația care este, ei își permit, pentru că nu sunt obligați ca noi să respectăm niște reguli europene, ei fac producții mult mai mari decât noi, își permit să vândă la prețuri mult mai mici. Aici este problema la noi, să vedem dacă Ministerul Agriculturii găsește o cale de a proteja fermierul român și a nu vinde sub prețul de cost al producției, pentru că noi venim acum și suntem obligați să vindem sub prețul de cost, adică dacă vine grâu în Ucraina cu 60 de bani sau 80 de bani, eu nu pot să-mi permit să-l vând mai jos de un leu, pentru că nu pot să scot cheltuielile pe care și investiția pe care am făcut-o. Cum anume ar putea fi protejați fermierii români? Deci avem nevoie să vină să ne protejeze, adică să ne găsească o piață în care am putea vinde, să oprească o perioadă importul de cereale din Ucraina definitiv. Și la acel moment, dacă se oprește definitiv o lună de zile, două luni de zile, până când vom goli depozitele noastre, pe urmă să facă ce doresc și le cere Comunitatea Europeană. Problema asta e singura calea noastră, să oprească importul de cereale definitiv. Pentru că nu sunt de acord nici cu aprobarea către procesatori, pentru că am văzut procesatorii care la această oră ia grâu din Ucraina, iar prețul pâinii n-a scăzut absolut deloc. Adică dacă tot îl cumperi mult mai ieftin decât față de fermierul din România, de ce nu scazi prețul la pâine? Deci sunt niște situații pe care acum în acest moment le dezbatem cu domnul ministru Agriculturii. Este deschis la dialog, omul vrea să-i punem pe zâmbie, să-i aducem probe, să-i spunem și ce avem pe șocuri și să meargă în guvern să stea de vorbă cu domnul primul ministru. Da, vă mulțumesc foarte mult!